Vă istoriseam într-un alt reportaj legenda mănăstirii arse și risipite a Rohiței, lăcaș renăscut după mai bine de 200 de ani, din căința, pocăința, rugăciunea și truda urmașilor acelor săteni ai boierenilor, care atunci, de mult în veacul al XVIII-lea, și-au pierdut calea și au desăvârșit prăpădul făcut de soldații austrieci ai generalului Adolf Nicolaus von Bukov, care au ars și distrus bisericile și mănăstirile ortodoxe de pe întreg cuprinsul Transilvaniei, între ele numărându-se și cea despre care vom povesti astăzi. Numai că acum vom călători în prezentul ei și poate pe temeiul celor de acum vom putea să întrevedem și ceva din viitorul său. De la aripa ocrotitoare a mănăstirii Sfânta Ana, care se întinde peste Rohița Sfinților Petru și Pavel, la spiritul părintelui Nicolae Steinhardt, care este evocat cu dragoste și cu recunoștință între hotarele sale, cu toată modestia recunoașterii unei relații filiale, mai degrabă certificată spiritual, teologic și cultural decât concret. Și oricând, noi amintiri despre Sfinția sa sunt ziditoare. Mai cu seamă acum, în anul în care se împlinesc 110 ani de la nașterea sa. L-ați cunoscut pe părintele Nicolae Steinhardt? Eu prea puțin și mi-ar fi plăcut, nu mă pot lăuda cu lucrul ăsta, doar așa ca elev și când veneam în vacanțe la Rohia. Dar avea o deosebită putere în rugăciune, dânsul și sunt sigur că nu spun lucruri noi, să știe mediul nostru și multe medii încât s-au scris, încât dimineața dânsul lipsea de la utrenie la Sfântă Liturghie, seara de la meznoptică, vara mai mult când lucra la bibliotecă, în timpul vecenie lucra, dar era scoasă afară pe mază, pe alee, scoase cărșile, registrale, cartale, fișa, după ani, după toate, deci avea un stil de a lucra, era un om al cărții, un literat, un critic de artă și ce m-a impresionat smerenia. Ne citea la masă, noi eram elevi, sosea de ții ori întârzia și iertați-mă părinților și fraților că am fost nesăbuit și am întârziat. Vă închipuiți la nivelul dânsului, 14 limbi, vorbea cursiv, două doctorate, să-și ceară iertare de la oricine însemna o smerenie înaltă și ne citea. Apăruse convorbiri duhovnicești, apăruse filocalii, ne citea la masă și apoi dânsul mânca și în timp ce mânca pregătea alți tineri, nu numai de la teologie, acolo la masă îi pregătea, spune, tu conjungă verbul cu tare, tu în latină, tu în greacă, tu franceză, tu engleză, diferite limbi. Puteți să-mi-l descrieți? Cum era? Avea o față luminoasă, avea o față și parcă bucuros în timpul și zicea dânsul că creștinul trebuie să fie tot timpul bucuros. Era atunci în armată, dar cu sufletul îmi plăcea mult Rohia, din 87 am venit la Rohia, dar era și problema că nu prea primeau, era 5 posturi la Rohia, nu lăsa securitatea să vină mai mulți. Zicea că vinea de securitatea la părintele Nicolae și ales securistul zonei și întreba pe tineri care stăteau ce căutați, ajutăm mănăstirea și plecăm. Și cum ar fi o evocare a părintelui Nicolae Steinhardt, fără una mai amplă, a suferințelor din închisorile comuniste, devenite prin paradox dumnezeiesc altare sui generis de slujirea lui Dumnezeu, de mărturisirea lui Hristos, de filiala de postire sub acoperământul Maicii Domnului, pentru a putea îndura bestialitatea omenească dezlănțuită de puterile Întunericului? A fost o suferință. De fapt, Biserica Ortodoxă totdeauna a fost mărturisitoare și cu suferință, dar suferința pentru Hristos și asta a determinat și pe cei care au stat în închisoare. Și părinte Nicolae spunea că foarte mult sufereau, dar vedeți cum are și cartea, Jurnalul Fericirii. Cum chiar paradox să fii fericit unde suferi și unde... Dar ei erau fericiți pentru că știau că fac pentru Hristos, pentru neamul românesc și creștinesc și știau că sunt niște mărturisitori. Erau încredințați, sigur, și prin rugăciune de către Dumnezeu că sunt mărturisitori ai credinței și mulți dintre ei au dus o viață aleasă. Povestea foarte frumos și vrednică de amintire mitropolitul Bartolomeu că venea ostenit de la muncă, lucrau câte 10 ore și lucrau la iud, în pânza freatică, cu apă până în genunchi, săpau și veneau, că
apuca de-abia să zică câteva rugăciuni. Și se ruga părintele Arsenei Papaciocu de la Techirghiol, zice, dânsul fiind bolnavul, lăsa să stea la baracă, cum stăteau atunci, erau patru supraetajate, și zice, eu stăteam mai sus, că eram mai tânăr, și rugam pe părinte să se roage pentru mine. Ce a rămas din spiritul părintelui Nicolae la Rohia? Noi am putea spune, și nu cred că am greșit, le-a lăsat o râvnă pentru slujire, cu râvnă spre a studia. Și, deci am putea spune că părintele ar fi lăsat spiritul ăsta de luptă, de smerenie, de determinare pe latura aceasta, și un lucru deosebit, pentru că se duce pe mai departe latura culturală, latura spirituală. Ora et labora, roagă-te și lucră, formulă duhovnicească și totodată verificată în lumea laică pentru a rezista spiritual și material. Spuneți că mi-a spus că sunteți duhovnic. Sunt convinsă că vă caută foarte mulți oameni. Fără să dezvăluiți ceva din, Doamne ferește, aceste tainele care vi se încredințează, cum percepeți lumea în momentul de față sub aspectul credinței? Acum, lumea vine cu foarte multă râvnă și cu multă credință. Să știți că chiar anul acesta au fost foarte mulți. Dacă în postul mare, în anii trecuți, afară de anul trecut, când au fost problemele cu pandemia, în anul acesta, cel puțin în postul mare, a fost dublu cât în alți ani. Deci lumea înclină mult. Undeva unde ar avea să tindă decât la Dumnezeu? Și lumea e foarte credincioasă. Avem tineri care postesc toate postele, rugăciuni, au canoane de rugăciune, au o situație spirituală amprentată pe personalitate, pe comunitate, pe zonă. Roagă-te și lucră. De ești în mănăstire sau în afara ei, roagă-te și muncește. Crezi în Dumnezeu sau, dacă nu poți, găsește ceva în care să crezi și muncește. Zidește, lasă ceva în urma ta. Un copil, un pom sădit, o casă. Fii cinstit, fii bun, fii milostiv, răsfoiește o carte, ascultă un înțelept și, fără să-l cauți, îl vei găsi pe ziditorul a toate, pentru că el este în toate cele ce sunt, este și în tine.